10 întrebări scurte, pertinente, la obiect. Întrebări care ne vor ajuta să aflăm adevărul dincolo de aparențe. Adevărat sau fals? Rămâne de văzut. Urmăriți-ne în fiecare duminică la 1 Plus TV pentru a afla plusul de adevăr. Bună seara, dragi privitori, și bine v-am regăsit la emisiunea Plus de Adevăr. 10 întrebări, adevărat sau fals. După cum cunoașteți formatul emisiunii, începem cu descrierea invitatului din această seară. Deputat român ales în 2020 din partea PNL. Vicepreședinte PNL Gorj, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, de meserie avocat. Anul nașterii 28 august 1978. Educație, Universitatea Constantin Brâncuș 2017-2019, Universitatea Vasile Goldiș 1996-2000, căsătorit, 2 copii. Nu știu dacă v-ați dat seama despre cine este vorba, este vorba despre domnul Gheorghe Pecingină, deputat din partea Partidului Național Liberal. Bună seara și bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Adevărat ce ați spus, doamne! Adevărat, da? Deci începem cu adevărat! Aveți în CV-ul dumneavoastră politic 5 partide. După PDL, PNL și PPDD, organizații în care ați stat mai mult sau mai puțin, ați trecut la PSD Gorj, scriau ziarele gorjene, apoi ați plecat de la PSD spre ALDE. Nu, este fals. Am luat un an de zile pauză și după aceea o lună de zile cred că am ajutat organizația ALDE, neavând adeziune, pe o relație directă pe care o aveam cu domnul Chițoiu, și discuție purtată, că mi s-a cerut sfatul în ceea ce vrește organizația de la Gorj. Deci nu ați făcut parte din ALDE? N-am avut adeziune la ALDE. Dar am fost numit, a existat o numire, o decizie politică, o decizie a conducerii, semnată de Tăriceanu, prin care Dian Popescu era numit copreședinte, pentru că așa era atunci, copreședinte, și eu eram numit prin vicepreședinte. La acea decizie, dar nu am avut niciodată adeziune. Iar în ALDE, cred că am stat o lună de zile. La fel în PPDD, două luni de zile, pe o, hai să zicem, frustrare, supărare de la PD, am plecat să candidez și, pentru că era acolo Mihai Pronariu care mi-a deschis ușa, să zic așa, am candidat și după aceea am și demisionat, să știi, foarte bine, din consilier municipal și am plecat împreună cu Mihai, el a demisionat din consilier județean. Și am plecat din acea formațiune politică. Deci, da, dar fiind membru, era imposibil să nu se candidez fără să am adeziune. Da. Deci acolo am avut adeziune, dar a fost doar două luni de zile. E un lucru care mi l-am asumat, aceste baleaje, să zicem, politice, pentru că am un caracter așa mai dificil și e greu să accept, sau cel puțin în perioada aia când eram opinii și mai tânăr. Opinii contradictorii cu ale dumneavoastră? Nu, opiniile, dar trebuie să ai și argument. Atunci când încerci să-mi impui un punct de vedere, trebuie să ai și argument. Atunci eram și mai tânăr și așa consideram eu, decât să creez probleme interne, mai bine plec eu. Asta era deviza mea. Am înțeles și mulțumim pentru lămuriri. Prima întrebare. În Partidul Național Liberal vă simțiți apreciat? Da, mă simt mai mult decât apreciat. Și începând de la organizație, la organizația județeană până la organizația națională. Prin prisma muncii pe care am dus-o ca secretar de stat, am schimbat mult percepția asupra mea și, cel puțin la nivel central, dar m-a ajutat foarte mult. V-ați simțit la fel de apreciat în celelalte partide din care ați făcut parte? Nu mai are rău să vorbesc, dar vedeți, Se spune despre oameni că sunt raseiști politici. Eu mă uitam și am citit în vara trecută o istografie despre Churchill și el a făcut lucrul ăsta de 6 ori, a schimbat formațiunea politică. Da? Deci această denumire este puțin trasă de păr, traseist da, politic? Ești traseist dacă te duci, cum să zic, la putere. Și era chiar o glumă și la PNL. Vezi că am ajuns la putere, tot de obicei pleci când e partidul la putere. Pentru că apăreau divergențe și eu n-am spus niciodată să mi se spună, Dumnezeu, una am spus când eram în opoziție și alta trebuie să facem acum când stăm la putere. Și mă rog, multe argumente. Dar da, la PNL sunt apreciat. Vă mulțumesc pentru răspuns.
Anul trecut ați fost eliberat la cerere din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice printr-o decizie a primului ministru interimar Nicolae Ciucă publicată în Monitorul Oficial. Următoarea întrebare. A avut cererea de eliberare din funcția de secretar de stat un motiv politic? Da, eram deja ales deputat și n-am vrut să prelungesc starea de incompatibilitate. Am depus, aveam termenul, un anumit termen pentru a stabili dacă mai vreau să rămân sau nu. Și intram într-o stare de incompatibilitate, trebuie să recunosc multe hârtii de completat și am preferat pentru 15 zile să nu mai există dubii și mi-am dat demisia din... Deci trebuia să alegeți dintre cele două. Da, între secretar de stat și panel. Și mi-am dat, bineînțeles, demisia dacă la Ministerul de Finanțe. Vă mulțumesc pentru răspuns. Liderul USR Gorj a lansat pe pagina de socializare un atac la adresa dumneavoastră. Miruță spunea că Gheorghe Pecingin a trecut pe la mai multe partide politice. În plus, contestă pregătirea profesională a avocatului ajuns secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Următoarea întrebare. Aveți, la momentul actual, o relație cordială cu deputatul Radu Miruță? Suntem colegi de alianță și nici nu trebuie să avem o relație cordială, trebuie să avem o relație normală și de bun simț. Faptul că el putea să facă aprecieri asupra activității mele profesionale e cu totul și cu totul altceva. Eu vreau să spun că atunci când am ajuns secretar de stat la Ministerul de Finanțe, am interacționat cu case mari de avocatură și am fost surprins. Chiar și eu uitasem, intrând în meandrele astea politice, uitasem despre activitatea mea, background-ul meu profesional, și mi se adreseau cu maestri. De obicei, apelativul care se adresează a unui secretar de stat era domnul ministru și am fost puțin surprins să știu că case mari de avocatură și reprezentanții lor știau practica pe care o avusesem. Am avut câteva dosare așa în care am creat practică la nivel național și la nivelul Curții de Apel Craiova. Eu uitasem pentru că viața politică tăia și ăsta e adevărul. Deja când am intrat la vârful vieții politice din Gorj, am lăsat cumva profesia pe planul 2. Se pare că n-am ales greșit, că până la urmă am ajuns în Parlamentul României, dar vreau să vă spun că să lăsăm profesioniștii să se pronunțe pe activitatea. Eu niciodată n-am putut să mă pronunț, de exemplu, pe domeniul pe care desfășoară domnul Miruț. Pe ceea ce face în Parlament, o să mă pronunț, dacă este cazul. Dar nu este cazul. O relație normală și asta trebuie să existe, o relație de normalitate și cu colegii din Alianță și cu colegii din opoziție. O altă întrebare suplimentară la această întrebare, se practică denigrarea persoanelor în campaniile electorale? Și nu numai, se practică și din nefericire, atunci când nu ai argumente să duci o campanie pro, să duci o campanie pe proiecte și să spui ce vrei să faci tu, e mai ușor să ataci. Tot timpul, cred că asta a fost marea problemă în România, tot timpul alegerile se câștigă pe un vot negativ dat contra candidații. Mai puțin pe un vot pozitiv dat proiectelor pe care le-au cei care candidați. Am înțeles, vă mulțumesc. Știu că o pasiune a dumneavoastră este kickboxingul și ați practicat acest sport din timpul studenției, având și performanțe în acest domeniu. Următoarea întrebare. V-a ajutat atitudinea luptătoare în ringul politic? Da. Să știți că cei care au practicat arte marțială și am cunoscut mulți și în Parlament și în piața de zi cu zi, îi ajută foarte mult, pentru că acolo ai niște chestiuni de viață care... Și o disciplină, dai de greu, nu faci pasul înapoi, da? Faci pasul înapoi ca să faci doi înainte sau, nu știu, eschivă. Te ajută, da. Acolo, de acolo am deprins o chestiune care m-a ajutat tot timpul. Cerul e limita. Deci asta e deviza mea și mai am o deviză, vincit, ghi, se vincit. Câștigă cel care se câștigă, adică mai întâi să te cucerești pe tine, să domini pe tine și după aceea poți să câștigi pe celălalt. Mai până, practicați în timpul liber acest sport? Am, pe lângă fizionomia și nasul care a plecat cu un punct cândva prin 99, într-o parte, am ruptura de ligamente și... Dar mă mai antrenez, mă mai joc, prostesc, nu la același nivel. Știu că și băiatul dumneavoastră cu dumneavoastră în ring când era mai mic. El până acum de curând, dar se pregătește pentru admiterea la facultate și merge la o... Ce mare s-a făcut! Da, chiar luna acesta împlinește 18 ani, la sfârșitul lunii. Mulți înainte! Mulțumesc și nu mai are nici el timp, dar se mișcă, face mișcare, dar de performanță nu. Performanța presupune și sacrificii, trebuie să stai într-o anumită categorie. Uitați, dacă vreți, m-a ajutat pe, și pe greva foamei, pentru că eram obișnuit cu slăbirile.
Și acum am ținut, de exemplu, Paștele care tocmai a trecut, am ținut vinerea post negru și am putut. Deci nu e, n-am simțit o presiune sau o chestiune. Și am ținut pentru mine. Se poate, deci te ajută aclimația, dar în primul rând mental, te ajută să nu dai înapoi și să mergi înainte pe spuneți atunci obiectiv. Am înțeles, vă mulțumesc. Aveți doi copii frumoși și mari care vă calcă pe urme. Următoarea sper întrebare. Sper că nu, politica să se țină de parte de politică. Și privind ambiția și perseverența. Mi-au promis lucrul ăsta. Să știți că tatăl meu e inginer și atunci când am decis ce voi face în viață, și mă rog, inerentă adolescența, și-a spus cuvântul în deciziile pe care le-am luat, în nebunia adolescenței, mi-am dorit tot timpul să nu fiu comparat cu el și mi-am ales un domeniu diametral opus. La fel am cerut și copiilor mei. Nu le-am impus, dar le-am cerut lucrul ăsta, le-am spus că le va fi mult mai ușor în viață să nu fie profesii, cel puțin copiii mei, să îi fiu eu tatăl lor, adică să aibă drumul lor. Și și-au ales cel puțin cel mare și-a ales un drum, vrea să facă medic și asta mă bucură. Vă mulțumim pentru răspuns și acum urmează întrebarea legată de familie. Întrebarea cu numărul 5. Ați făcut compromisuri în viață de dragul familiei? Nu. Nu, pentru că la mine pe primul plan este familia. Am făcut poate compromisuri în detrimentul familiei, pentru că foarte mult timp l-am pierdut în activități politice. Mi-au și reproșat la un moment dat copiii. Soția nu e foarte înțelegătoare, iar de la încă și suntem cumva yin și yang. Eu sunt mai vulcan, încă e foarte calm și ea a menținut, să zic așa, echilibru în casă. Dar copiii mi-au reproșat pentru că ne uitam la niște poze și întrebam de unde eram aici. Nu apar în fotografii. Păi tu erai aici și am să dau un exemplu. Copilul meu în clasa întâi, când a avut prima festivitate și a luat prima coroniță, eu eram la o emisiune TV. Și l-am mințit că am fost acolo. El mă întreba, ți-a plăcut? Da, extraordinar. La balul bobocilor, în clasa 9, am plecat din mijlocul spectacolului pentru că aveam o întâlnire politică. Și el, la fel, m-a întrebat, a fost ok? Și a trebuit să-i spun deja era mare, i-am spus că... Deci ați ratat multe momente importante din viața familiei. Și a rămas în continuare popular în liceul, cu mă rog, colegiul acum, Tudor Vladimirescu. Și de asta sunt mândru pentru că și-am terminat în Tudor și e așa. E un liceu de prestigiu. Și a rămas un liceu de prestigiu. Vă mulțumesc pentru răspuns. Citez un ziar local, deputatul PNL Gheorghe Pecingină, crede că angajații liceu Oltenia, care protestează de aproape 3 luni în piața prefecturii din Târgu Jiu, au transformat protestul pentru reducerea vârstei de pensionare într-unul împotriva liderului PNL Gorj, Dan Vâlcean. Următoarea întrebare. Credeți că protestele minerilor și energeticienilor au un iz politic? Da, au și un iz politic, pentru că eu nu spun că toți, dar sunt unii care știu ceea ce fac acum în piață. Da, are și un iz politic și uitați-vă la scandări și la modul cum eu am văzut și am participat la foarte multe, sau mă rog, la multe proteste și am văzut multe proteste. Știu ce înseamnă să-ți susții o idee și cum te duci în ideea respectivă. Ce vrei, îți faci un plan, spui ce vrei ca să ajungi să ideea să fie implementată. Orice ce vedem în piață nu denotă lucrul ăsta că se dorește susținerea unei idei, ci, mă rog, nu toți, pentru că unii sunt, vin chiar cu sufletul, dar cineva le alimentează aceste frustrări și încearcă să orienteze să facă împotriva cuiva și nu pentru susținerea unei idei. Am înțeles. Și vis-a-vis de aceste proteste, spuneați la un moment dat că nu ați mai intra în greva foamei pentru a susține cauza minerilor și energeticienilor. Blamați fosta putere mai demult și vă pozați alături de protestatarii din complexul Oltenia. Spuneați că revendicările minerilor sunt acum prea costisitoare în momentul actual pentru buget. Când ați fost întrebat într-o conferință de presă dacă ați repetat gestul de solidaritate, ați fost categoric împotriva protestelor. Următoarea întrebare. Este pensionarea în condiții speciale a celor din minerit o cauză pierdută? Nu. Și dați-mi voie să reliefez. Am spus atunci că nu aș intra în greva foamei pentru această
alături de cei care sunt acum în piață, pentru această idee, doleanță, pentru idee, mutarea sediului CEU, aș intra oricând, pentru că asta însemna sărăcie pentru tot Gorjul și era privat tot județul și întreg complexul energetic Oltenia, toți angajați. Să știți, e prea costisitoare. Nu știu, astăzi la discuțiile care le-am avut, inclusiv directorul Burlan a spus că dacă s-ar aproba această lege, înseamnă închiderea 2 termocentrale și 3 exploatări miniere. Da? Nu știu, acum trebuie să apreciem. În momentul de față avem un plan notificat la Bruxelles. Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Dacă noi venim și spunem, mai rupem 50 de milioane de euro, 37 pe discuțiile care le-am avut acum, să plătim contribuțiile retroactiv. Oamenii ne vor lua că nu suntem serioși și vor respinge. Și atunci ne trezim cu ceva un faliment în procedură de insolvență. N-am fost de acord, spunem, susținem, știm condițiile în care lucrează, susținem lucrul ăsta, hai să identificăm sursa pentru bani. Nu poți să dai o lege doar că o dăm de dragul de a o da, cum s-au mai dat N în țara asta și nu se pot pune în aplicare. Eu nu mai pot să mai ies, pentru că nu sunt doar de acolo cei care sunt. Unii vehemenți împotriva noastră orice le-am face. Sunt membri al unor partide politice sau nu. Nu mă interesează, pentru că sunt acum parlamentar de Gorj. Și am văzut și astăzi, veneați și să mă filmeze, îmi punea telefonul în față. Mă rog, asta e un nou stil de, mă rog, de social media. O spunea Umberto Eco, nu spun eu, că avem asistăm pe Facebook la invazia idioților. Da, filmări și înregistrări. Și de acolo spun, domnule, se poate, ok, ne-am dus, suntem deschiși, hai să vedem cum o facem. Ok, vom vota și dacă nu se poate pune în aplicare, veți ieși în stradă împotriva CEU, să plătească CEU, să băgăm în faliment, pentru ca să beneficieze câțiva oameni, distrugem pe ceilalți. Aici trebuie să punem în balanță și le-am spus și astăzi, nu numai CEU, mai sunt 7800 de angajați care depind de CEU, numai cei 13. Deci vorbim de întreaga economie a județului. Trebuie să fim foarte atenți la chestiunile astea. Da, eu sper să găsim o soluție până la urmă. Acum sunteți deputat de Gorj. Următoarea întrebare. Este funcția de deputat încununarea activității dumneavoastră politice sau aspirați către un post mai înalt? Mai înalt n-aș putea să spun că ar exista. Nu știu ce ar putea să existe mai sus de Parlamentul României. Poate senatul dincolo de cameră, dar n-am senec tot necesar. N-aș putea, dar iau lucrurile așa cum sunt. Adică am parcurs pașii până aici. Deocamdată trebuie să confirm în calitate de parlamentar. Fac lucrul ăsta, intru la dezbateri, fac parte din două comisii foarte importante, Comisia de Buget Finanțe și Secretarul Comisiei de Drept, la Comisia de Muncă înlocuiesc de drept pe Raluca Turcanu, ministru în funcție, particip activ, sunt activ și în grupurile de lucru, am o activitate parlamentară în sensul că contribui, depun legi, semnez cu inițiator, am lor de cuvânt și nu am declarații politice care se fac, mă rog, nu vreau să critic atât, dar fiecare face ce vrea. Eu mă exprim pe legile care sunt în discuție, spun de ce trebuie să fie votate, de ce nu trebuie să fie votate, pe respingere sau pe admitere, iau cuvântul acolo, am până acum 10 lor de cuvânt, deci încerc să fac treaba. O să trag linie la final, nu știu, mi se pare... Vreau să văd rezultatul muncii. Dacă o să fiu inutil și o să consider că sunt inutil, probabil nu o să mai doresc mai asta. Dacă o să simt că sunt util, o să-mi doresc. Și o să continuați. O să continui, da. Scria un ziar local la un moment dat, vă făcea o descriere, un ziarist, avocat de meserie și luptător pentru principii umane și drepturi ale cetățenilor, Gheorghe Pecingin, a militat permanent pentru ca sectorul minier și energetic să aibă de câștigat, ca sindicaliștii să obțină beneficii în fața unor administrații nu mereu corecte cu vieții mineri și energeticieni. Dacă mergeți în rândul acestor oameni și întrebați despre domnul Pecingină, veți constata că oamenii nu au uitat implicarea acestuia în bunul mers al treburilor sindicale. Mulți mineri și energeticieni au fost ajutați, sprijiniți la procese și acțiuni în instanță de acest tânăr politician. Următoarea întrebare. Ați susținut minerii și energeticienii la procese și acțiuni în instanță cât timp ați fost avocat? Da, și la un moment dat aveam, cred că 800. În 2016, cred că erau 800 de dosare. Din nefericire... Cum sunt instanțele, o parte câștigă, o parte pierd, chiar dacă au aceleași condiții de muncă și asta e iarăși o problemă cu unificarea practicii, dar asta ține de cu totul și de cu totul altceva de CSM și să sperăm să îmbunătățim și lucrurile astea. Am participat la discuții cu CSM-ul pe temele de aglomerarea instanțelor, tocmai datorită practicii neunitare, pentru că la noi practica nu e izvor de drept cum e în alte state occidentale sau în Statele Unite și atunci
lucrurile merg, fiecare judecător fiind inamovibil, e, răspunde doar în fața lui Dumnezeu și a conștiinței și atunci dă o soluție, cum o consideră dumneavoastră. Apărând aceste discriminări, unii câștigă drepturile chiar dacă sunt colegi de muncă, la același loc de muncă, în aceleași condiții, aceeași meserie, unii câștigă, unii pierd. Da, am reprezentat foarte mulți mineri, dar eu, să zic așa, reprezentarea în masă mi-am făcut-o prin 2007-2008, când am reprezentat în procedură de insolvență angajații de la Grimex, uzina de peste pod, uzina de utilaj minier de la Jilț. Am avut câteva societăți mari și am reprezentat oamenii pentru a-și câștiga drepturile și ținte la Grimex chiar în 2007, pentru că a fost și primul meu interviu, 2007-2008. 54 de miliarde am câștigat pentru angajați. De acolo a plecat, să zic a așa, fost o reușită în cariera dumneavoastră profesională. Am creat practică la nivelul curții de apel Craiova pentru că nu se mai plăteau, nu erau plăți compensatori în procedură de insolvență și am creat practică la nivelul curții de apel Craiova. Și aș vrea să vă întreb, nu e oarecum un paradox între situația de atunci când apărați minerii și energeticienii și situația de acum când ei vă acuză că... Nu, mă acuză unii, pentru că eu și acum tot ei... Deci nu e majoritatea. Eu dacă aș merge pe principiul politic și până aș lega la ochi și aș spune, trebuie să câștig votul. Dar nu asta e de funcționare, așa că vă spuneam, pe politician, eu vreau să las ceva în urmă. Nu pot să spun... O să câștig voturi și nu contează că intră cel în faliment. Și ce dacă? Așa au zis câțiva din piață. Și dacă ce o merge în faliment și închidem ce o noi, nicio problemă, așa nu cer ce din piață. Nu trebuie să fim speriați politicienii. De-a lungul timpului au luat măsuri populiste datorită presiunii sau mai puțin presiunii intereselor pe care le-au avut politice și uite unde am ajuns. Nu trebuie să fim, asta e rolul nostru, chiar cu riscul de a pierde vot sau capital politic, dar trebuie să luăm măsurile drepte. Exemplu e Boc. Uitați-l cât de hulit a fost, uitați-vă cum e acum Boc. Da? Deci a luat niște măsuri dure, dar care au pus țara pe picioare. La fel trebuie să facem și noi, să nu ne uităm doar la capitalul nostru propriu politic, să facem ce e mai bine pentru toți angajații din CEO și pentru județul vostru. Am înțeles, vă mulțumim pentru răspuns. Citez. Să ne facem că nu vedem că doctorii sunt nevoiți să aleagă pe cine salvează și pe cine lasă să moară. Șoșocarii vor să dăm toate măsurile de protecție la o parte și să dăm liber la murit. Toate acestea nu pot fi ignorate de un guvern responsabil, iar guvernul Câțu este un guvern responsabil. De altfel, niciun guvern din statele civilizate nu-și lasă cetățenii să moară. Toate guvernele din statele civilizate au impus restricții pentru a se evita răspândirea bolii. Diferența este aceea a spiritului civic, a solidarității și a responsabilității. Următoarea întrebare și ultima, credeți că România a fost pregătită pentru această pandemie? Nu, nici România, nici în general, România nu a fost pregătită pentru această pandemie, cu atât mai puțin România. Eram acolo când a izbucnit, eram în guvern și vă pot spune că nu aveam nimic. Deci spitale nu erau pregătite pentru așa ceva, nu existau proceduri pentru așa ceva, nu existau materiale, știți foarte bine haosul care s-a creat. Deci nu eram pregătiți, asta e clar. Dar acum încolo asta trebuie să fie învățare de minte și să avem măsuri mai mult decât atât. Economia noastră nu era pregătită pentru așa ceva, nu mai aveam nimic. Adică a trebuit să schimbăm linii tehnologice ca să fabricăm banalele măști. A trebuit să schimbăm linii tehnologice ca să producem, de exemplu, ventilatoare. Sunt chestiuni pe care noi, sau mă rog, acum această pandemie, dacă a avut un, pot să spun că a avut un rol pozitiv sau ne-a învățat ceva, că trebuie să se asigură oarecare independență internă și din punct de vedere economic. Sistemul de sănătate, unde este la ora actuală deficitar? Unde credeți că ar trebui lucrat la sistemul de sănătate? Eu cred că peste tot și o reformă a sistemului ar trebui impusă. Primul rând, nu avem spitale. Degeaba ne mințim că le facem în spitale pe care le avem. Știți foarte bine, cel puțin afară, dar și în România, bacteriile persistă în mediul spitalicesc și atunci, după un anumit timp de funcționare, trebuie schimbată o clădire nouă. Ori noi nu avem. Chiar dacă ne lăudăm că avem medici foarte buni și chiar avem medici foarte buni, din vari motive nu profesează, chiar și din lipsa aparaturii necesare, nu profesează la adevărata valoare, iar când pleacă afară sunt lăudați. Avem multe, sunt multe carențe, se știu, se încearcă, s-a plombat în această pandemie. Eu sper că odată cu revenirea și revenirea asta treptată, până în toamnă, să începem să punem pe picioare și sistemul așa cum trebuie. Să nu ne mai prindă, Doamne ferește, o altă pandemie sau alte situații gen colectiv sau altele care au fost să ne mai prindă nepregătiți.
Domnul Pecingină, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru onestitatea cu care ați răspuns întrebărilor noastre. Dragi privitori, aici se încheie emisiunea Plus de Adevăr, 10 întrebări, adevărat sau fals. Până data viitoare, multă sănătate vă doresc! Promovează-te online! Direct și sigur! Creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea. Direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz, numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766-554-732 și spune stop durerii. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353-418-425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Varese vă colorează casa în orice nuanță de culoare pe care vă imaginați. Gama de produse oferită acoperă o plajă foarte întinsă pentru finisaje în construcții, vopsele lavabile de interior și exterior, lacuri, baițuri, vopsele achidice și emailice, tencuieli decorative, siliconice și minerale, fabricate după tehnologie germană de ultimă generație. Pe lângă propria paletă de culori, sistemul Betec Mix vă permite să selectați culori din alte palete internaționale, asigurând cu o precizie maximă un rezultat pe măsura așteptărilor. Ne găsiți pe strada 9 Mai, numărul 24 din Târgu Jiu și în Ilfov, pe strada Decebal, numărul 7, Rudeni. Varese îți colorează visele. Vă așteptăm la cabinetul veterinar Blue Care Vet.
situat pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 22 din Târgu Jiu, pentru a descoperi modalitățile prin care vă putem fi de folos. Prescriem și efectuăm tratamentul veterinar corespunzător afecțiunii de care suferă prietenul nostru necuvântător. Cu ajutorul celor mai recente echipamente și tehnici, putem asigura operațiuni uzuale și de urgență de medicină veterinară. Vă așteptăm la Blucher Vet, unde veți primi cele mai bune diagnostice și tratamente pentru necuvântătoarele dumneavoastră. Asigurăm servicii de consultații medicale veterinare, de parazitări, vaccinări, tratamente veterinare, chirurgie veterinară, analize de sânge, urină, dermatologie, examene de citologie, histopatologie, micologie, coproparazitologie, bacteriologice, EKG, ecografie abdominală, ecografie cardiacă, tetraj profesional. Blue Care Vet, prietenii necuvântătoarelor. Afacerea ta, prioritatea noastră. 1 Plus TV, sursa ta directă pentru noi clienți. Servicii complete pentru firma ta. Alege un plus de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. 10 întrebări, scurte, pertinente, la obiect. Întrebări care ne vor ajuta să aflăm adevărul dincolo de aparențe. Adevărat sau fals? Rămâne de văzut. Urmăriți-ne în fiecare duminică la 1 Plus TV pentru a afla plusul de adevăr. This station is now the ultimate power in the universe.